Salutare, prietenii, eu sunt AG Football. Bine v-am găsit la un nou episod din care era cu Burnley, de data aceasta foarte aproape de perioada de transferuri. Mai avem doar meciul cu Sunderland, după aceea vor începe oficial perioada de transferuri în care putem cumpăra jucători și mă voi uita prin comentariile voastre de la episodul precedent pentru a vedea ce jucători am putea aduce. Și da, după acest meci cu Sunderland vine un meci cu Manchester City, de fapt urmează luna de ianuarie, extrem de grea, cu două meciuri cu United, iată, unul cu Leicester și unul cu Manchester City, meciuri grele. Însă noi vom merge la victorie pentru toate acestea și să vedem ce va ieși, însă înainte avem partida cu Sunderland, pe care evident că o vom juca de data aceasta cu o mică schimbare din punct de vedere al formației. Din câte am văzut această formație, deși ne-a adus pe locul 4, nu este o formație prea spectaculoasă, adică nu e cine știe ce până la urmă această formație, că vreau să o schimb puțin. Și formația pe care vreau să o implementez la echipă ar fi un 4-3-3, un acest 4-3-2-1 cred că este cel mai bun, cu Iheanacho la centru, cu Andre Gray și cu Demari pe margini și cu, da, și cu acești jucători aici. Da, cam așa e formația pe care vreau să o implementez la echipa noastră în această partidă. Vreau să încerc pe Pulisic pe wing în locul lui Andre Gray, care nu știu dacă cine știe ce, Demari Gray să merită un loc în echipă. După ce ne-a adus victoria 4-2 Tottenham, să înceapă meciul cu Sunderland, jucăm pe Turf Moor. Burnley Sunderland, după amiază extrem de ploioasă, se pare aici pe Turf Moor, însă este un meci foarte greu pentru noi. De fapt, toate meciurile din Premier League sunt grele, cei de la Sunderland vin cu dorința de a câștiga. Noi suntem pe locul 4, loc de Champions League, însă, da, după cum puteți vedea, suntem pe locul 4, însă la doar un punct în fața lui City și la două puncte în fața lui Swansea, dar la egalitate cu Tottenham. Defoe, ce lovitură de cap, dar mingea a fost deviată și se acordă corner, va fi bătut de Carzi, centrala lui Carzi, pentru nimeni, bine, și șutul n-are nicio problemă, nu arma să-i obliga să respingă în corner, va fi bătut de același Carzi, vine cu centrarea, bine respingem. Să mingea unge la Van Aanholt, blocat, bine băieți. Și pauză, o repriză, prima repriză foarte, foarte plictisitoare, zic eu, n-au fost aproape deloc ocazii. Noi nici măcar nu cred că am șutat la poartă în această prima repriză împotriva celor de la Sunderland, numești foarte plictisitor. Și vom face niște schimbări, nu merge deloc echipa aceasta, jucăm foarte, foarte slab. Vă încercați să revin la vechea formație, poate reușiți să facem, sau hai să încercăm această formație. Cu doi atacanți, va intra Andre Gray și locul de fur vine Leko și vine Hendrick, închizător. Vreau să înțeleg această formație să văd dacă ne-ar ajuta mai mult. Tupe Borini, centrare de Defoe, parada lui Donnarumma. Așteaptă cam mult pe Demari Gray, însă acesta pleacă, pas. Nu a fost offside, Dică, du-te, Dică, în fața lui 4-1, N-am avut nevoie decât de o singură ocazie și din minutul 73 se reschide scorul pe Turf Moor. Andre Gray se duce care unul, parcă ar fi fost Dică în meciul cu Dinamo Kiev de acum 10 ani și face 1-0 pentru gazde. Bine, Andre Gray, iată echipa oportunităților, suntem noi, suntem atacați, au e multe ocazii, însă noi foarte bine profităm de fazele noastre și Andre Gray doar cu al doilea său gol stagional, însă chiar nu-mi pasă, deschidem scorul, bine băieți. Shot, bine Donnarumma. A fost un șut foarte bun, însă Donnarumma n-are emoții, de fapt are emoții, dar trimite în corner, ceea ce e bine. Niciun fel de problemă lui Gianluigi Donnarumma. Și iată cum se scur minutele în favoarea noastră. Oh, Andre Gray. Iheanacho scapă. Iheanacho! Eficiență magică! Burnley are nevoie de doar două șuturi pentru a câștiga partida de astăzi. Sunderland a fost clar peste noi, am avut multe ocazii, însă noi ne-am fructificat perfect ocaziile. Andre Gray, o mișcare extrem de inspirată, după ce a scris gol, pasează Iheanacho, Iheanacho avansează și de la marginea careului
trimite un șut absolut perfect. Nici un portar din lume n-ar fi aparat această minge. Și se face 2-0 și da, câștigăm astăzi. Bine băieți, bine bă băieți, bine Heanacho. Golgeterul nostru trecă cu al 7-lea gol din acest sezon. Da, 7 goluri cheleci Iheanacho, 2-0 Burnley Sunderland. Hendrix pasă pentru Andre Gray. Andre Gray! Trei șuturi, trei goluri! Andre Gray e pe val, 3-0 Burnley Sunderland! Cât de bine, mai prindem o dată pe contraatac pe cei de la Sunderland și executăm cu sângere și prin Andre Gray. Pisicile negre pierd la scol de neprezentare pe Turnbull. Burnley rămâne acolo în fruntea clasamentului și cred că este cel mai bun meci din punct de vedere a golurilor marcate pentru noi. Andre Gray înscrie. Da, final de meci, fraților, câștigăm astăzi, câștigăm cu 3-0, deși am fost conduși pe teren, am fost dominat clar, însă până la urmă, iată, 3 șuturi, 3 goluri, eficiență perfectă pentru Burnley și merge mai departe. Mamă, și avem meciul cu City la doar o zi, la doar 2 zile după cel cu Sunderland, ceea ce înseamnă că vom avea foarte mulți jucători obosiți. Leco 68 OVR, 77 finishing, hopa. Poate că l-aș putea folosi deja pe Leco, nu știu exact. Să văd cu ce echipă voi aborda următoarea partidă, pentru că avem deja meciul cu City la doar o zi. Aoleo, și cred că jucătorii mei sunt morți în mare parte, să vedem. Mi-și frică să mă uit. Dar o echipă destul de obosită vom avea în fața cel de la Manchester City. Și a început oficial perioada de transferuri. Ne vom uita după transferuri, dar după această partidă care vine foarte, foarte repede. Jucăm așa, ei joacă în Bleu. Jucăm pe Etihad Stadium, o echipă destul de obosită. Și voi ataca astăzi. Voi juca în acest 4-2-2-2 care văd că ne-a prins foarte bine meciul trecut. Îl voi mai experimenta o dată, de data aceasta cu Leco aici. Joacă și de mare greș, și Andre Gray și Iheanacho, toți băieții nebuni. Să locul lui Marin l-aș pune pe Hendrix. Sau să punem pe Marni. Da, joacă Marni. E mai odihnit, ce să mai. Și nici nu știu să joc pe Oxford, să nu joc. Ia Ward cât pace are. Ward n-are cine știe ce pace. Iar John are o stamina decentă. Spune că n-are și stamina bună. Dar n-are cine știe ce pace. Iasă în Lotan. Dar va juca Lotan în locul lui Flanagan, pentru că are 75 OVR. Și ești mai odihnit. Ce să mai pune niște jucători pe bancă. De fur va intra la a doua repriză și cred că cam așa va arăta echipa noastră. Da, cam așa va arăta echipa noastră înainte de partida de pe Etihad Stadium în fața celor de la Manchester City. În tur, nu știu dacă mai țineți minte, a fost 1-1. Etihad Stadium de la această oră, Manchester City, Burnley. Cine s-ar fi gândit, dar acesta este un derby de clasament. Două echipe care merg foarte bine în acest sezon. City, evident, cu obiectivul de a lua titlul. Noi jucăm fără nicio inhibiție, fără nicio obligație. Obiectivul nostru este să terminăm cât mai sus. Iată, suntem în fața lui City. Ei sunt pe 5, noi suntem pe 4. Însă dacă bat astăzi, cred că ne egalează. Și probabil că e vin cu cea mai bună echipă, nu-i așa? Iată, players to watch. Andre Gray, 2 goluri și un asist. A uitat să pun asistul în partida precedentă. Din câte voi de o ei au cea mai bună echipă. Însă noi începem cu o formație destul de ofensivă. Și să sperăm că ne va ajuta să învingem. Sau pentru Leco. Leco. O. Deschide. Ne deschidem. Iheanacho. În fața postei sale echipe. Minutul 5. Debut de vis. În partida de pe Etihad. Iată această formație ofensivă. Îl surprinde pe Pep Guardiola și pe băieții săi. Și se face 1-0. Bine, Iheanacho. Bine, bă, băiatele. Iată aici cum cei pe această fază, a fost acea pasă pentru Iheanacho de la Leco. Iheanacho avansează pur și simplu și trimite cu acel stâng letal un șut care nu-i mai dă nicio șansă lui Claudio Bravo. 1-0 City Burnley. Bravo, băi. Ok. M-a așteptat pe Leco, însă cam mult până a venit. Iheanacho încă o dată blocat de această dată însă. Șutul! Bine, Donnarumma!
Mamă, ce pasă, Aguero. Șutul din prima lui Fernandinho. Fernandinho totuși fundaș defensiv. Nu știu exact cu ce picior șutează, dacă șutează cu dreptul sau cu stângul. Mar. Airfield! Ce șut trimite Airfield! La prima vedere n-a putut așa de periculos, însă mingea s-a dus foarte bine, priviți reloarea. Nu s-a dus deloc rău șutul ăsta. Nu. A, nu e bună respingerea, de cu capul. Sane, trimite însă slab și avem noroc, minge la noi. Și în acest moment, minutul 74, face niște schimbări. Iheanacho clar nu mai poate, va intra Pulisic. Și cred că voi trece pe altă formație cu... Să trec pe formație cu doi atacanți, cred că ar fi cea mai bună soluție. Sau chiar pe una cu un atacant. Dar cred că voi trece pe această formație cu 5 fundași. Și vom avea așa, cred. Așa, doamnă. Ne trebuie acum un fundaș central. Vor intra așa și în locul lui Marni mai totuși are ceva pace. Cred că l-aș pune pe Leko ca fullback, sincer, pentru că încă mai poate alerga. Deci avem pe Lautan și mai băga un mijlocaș. Ce mai probabil vă scoate pe greș și vă băga pe Gudmundsson. Da, așa vom juca Leko. Oh, și scapă Pulisic. Pulisic! Pulisic! E penalti! John Stones faultează în careu și se dă penalti și roșu pentru John Stones, incredibil. Dacă dăm gol din acest penalti, eu zic că e gata. Dacă dăm gol din acest penalti, eu zic că este gata. Vom bate fără trăgeată, pentru că așa se face. Papa, Manchester City, la revedere, fraților, învingem, vă batem! De Mari Grey, nu este rețea de Grey, este ce mai contează, 2-0 pentru Burnley, pe Etihad Stadium, un penalti slab, un penalti foarte slab, da, de Grey, să intră în poartă, cui mai pasă că s-a dus așa de... La balul că s-a dus aproape lângă portar, portarul nu ghicește colțul, vedem și un bug aici, Grey se suie pe nimeni pentru că FIFA 17 mare și bubuie să nu plată 4 goluri în previa de Andre Gray. 3 goluri numai în acest episod. Eroul acest episod este Andre Gray, fără discuție. Otamendi! Ai penalti, Leko faultează. Fac, faultează Leko și penalti pentru City. Aguero poate duce din handicapul echipei sale. Aguero, gol! Gol cu Aguero, trimite o scăriță să trimite pe o parte și se face 2-1-88 și City încă poate reveni. A fost acea intrare surprindă. Face Aguero această scăriță care însă intră în plasă. Mamă, și minutul 88 sau 87 se face 2-1 și încă putem pierde victoria. Însă nu mai contează, final de meci, batem și pe City, 2-1 pe Etihad Stadium, o batem și pe Manchester City, ce meci, iată, dau mâna cu Pep Guardiola și câștigăm și astăzi, o victorie extrem de importantă, iată, este filmat în prim cadru de Mari Grida și Kun Aguero, care pare foarte supărat și evident acest lucru, ce victorie frumoasă pentru noi, iată. Andre Gray, un șut, un gol, acel penalti, vedem aici, revedem golul superb al lui Heianaciu, vreau să mai vedeți o dată. Ce gol frumos îmi scrie Heianaciu aici. Și câștigăm, fraților. La șuturi, egal la șuturi se pare, însă ne-am avut cu unul plus pe poartă. Și da, o victorie frumoasă pentru noi. Bravo, băieți, sunt chiar mândru de echipa noastră astăzi. Chiar a avut o performanță ca lumea. Da, băieți, și cred că aici vom pune punct acest episod. Data viitoare vom începe să transferăm jucători. Și dacă mai aveți alte opțiuni în afară de cele pe care le-a lăsat în comentarii în episodul trecut și pe care eu le-am citit pe fiecare în parte, vă spun sincer, îmi puteți scrie chiar acum. Bugetul nostru este destul de mic, după cum se poate vedea aici. Este de doar 1,5 milioane de euro și dacă mai modificăm puțin, poate ajunge pe la 2. Și dacă mai vine și niște jucători, poate să ajungă chiar la mai mult. Da, vom vedea acest lucru.
Și da, aici voi pune punctul acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un share dacă vreți să mă susțineți și vreți să le spuneți prietenilor voștri despre canalul meu. Și da, până data viitoare am fost AG Football, toate cele bune, la revedere!